Bună dimineața, este deja ora 10, nu de mult m-am trezit. Eu dacă cinstit vreau să mai dorm și parcă sunt încă obosit. Astăzi aș vrea să mă odihnesc toată ziua. Vedem deja ce fac, vă arăt și vouă. Și acum cel mai incomod lucru, când cineva îți cumpără de mâncare. Ciao ragazze! Din nou rucsacul meu este plin cu mâncare, deja până în Roma ajung cu siguranță. Chiar dacă astăzi mă odihnesc, dar nu pot să stau toată ziua doar în pat, am ieșit la o plimbare. Astăzi mâncăm cartoșele cu nuggets și salată. Pentru tot asta mulțumesc lui domnul Vitale. Mulțumesc de mâncare, mulțumesc că m-ați primit. Știți, îmi pare că sunt bolnav. Am boala porcului. Nu mă mănânc bine și deodată vreau să dorm. Care din mașinile ne dai nici ножок? Care tati dai? Care dai mie ne joci? Asta? Mulțumesc. Dar tu cu care ai fi? Că timpul va fi bun și cu mine nu se va întâmpla nimic, cred că în 5-6 săptămâni ajung la vulcanul Etna. Da, acesta este un tatuaj și este unicul tatuaj care l-am. Știu că este puțin cam straniu, dar cel mai interesant lucru este, când am decis să-l fac, am zis, fac un tatuaj care să nu aibă niciun sens, nimic, absolut. Unele persoane găsesc ceva ascuns în el, dar el nu are niciun sens, absolut nimic. Un punct mare negru, atât. Astăzi încă am să fac un duș foarte, foarte fierbinte. Scuză-mă, Vitale, că îți consum apa, dar în zilele următoare nu știu dacă mai fac un duș. Am să vorbesc acum ca în statusurile de Facebook, dar îți dai seama cât de important este un lucru doar atunci când nu-l ai. Cât de important este să faci un duș cald, să dormi pe un pat, să te odihnești măcar o zi, după care ai atâtea forțe să-ți continui drumul. Așa că pe mine acum nimic nu mă poate opri. Vă mulțumesc la toți că ați privit acest video. Acum mă culc. Mâine din orașul Viterbo am să merg spre Roma. Dacă v-a plăcut acest video, puteți să puneți un like, să-l distribuiți, să vadă mai multe persoane, să vă abonați la canal și deja ne vedem în vlogul următor. Video care urmează are un efect de a mă liniști. Nu știu, dacă sunteți stresați, poate vă liniștește și pe voi.